Bine v-am regăsit, dragii mei, pe cei din zodia Gemeni. Haideți să facem etalarea pentru perioada 19-31 iulie 2022, să vedem ce vă așteaptă în această perioadă ca și evenimente importante. Haideți să vedem. Ce vă așteaptă pe cei din zodia Gemeni, cei cu ascendent descendent, Luna, Marte, Venus, nodul nou, Lilith, în perioada 19-31 iulie 2022, Gemeni. Ok, am văzut de prima oară de la tăierea pachetului. Aici este vorba de foarte multă comunicare. În această perioadă comunicați foarte mult. Comunicați cu cineva posibil care poate fi o zodie de apă, ok, rac, pești sau scorpion sau chiar balanță. Comunicați în privința chiar vărsător, de ce nu? Ok. Comunicați cu cineva, mai degrabă mulți dintre voi vă sfătuiți. E posibil să vă sfătuiți în legătură cu o persoană din trecutul vostru care poate avea vărsător sau leu, ok? Lăsând zodiile la o parte, discutați cu cineva referitor la o persoană din trecutul vostru. Vreți să recunoașteți adevărul, aici este o justiție pe care o aduceți voi, pentru că e posibil ca voi să aveți sau să fi ales, ok, o persoană în viața voastră, pe altcineva, pentru că aici este vorba despre un triunghi amoros, ok? Dar este cumva un triunghi amoros finalizat, pentru că am 9 de pentacule. Voi la sfârșitul lunii veți fi singuri, mulți dintre voi, sau sunteți deja singuri. Pentru că aici este un adevăr pe care îl spuneți în primul rând față de voi, vi-l recunoașteți vouă, și anume adevărul că voi de fapt vreți să fiți cu cineva, cu altcineva. Dragostea voastră, inima voastră, clar aparține altcuiva. Aparține unei persoane în trecutul vostru pe care o regretați. Și voi aici visați la persoana asta. Parcă cineva aici a avut o revelație, o evrica. Cineva își dă seama la sfârșitul lunii, deja de la începutul lunii cineva și-a dat seama că o persoană este suflet pereche. Și conștientizează din ce în ce mai mult că așa este. Pentru că aici clar este vorba despre o dorință de împăcare și o confesiune, pentru că voi, clar este vorba despre voi sau cealaltă persoană, eu văd că este vorba despre voi, gemenii, vreți să spuneți adevărul vis-a-vis de persoana asta. Vă grăbiți cu o comunicare, dar o comunicare încercați prima oară telefonic. Ideea este că voi nu mai vorbiți cu persoana asta. Cineva a tăiat această conversație pentru a treia energie. Și asta este și chestiunea, pentru că aici cineva vrea să rea legătura. Vreau clarificarea cărților de pe masă pentru cei din zodia Gemeni, cei cu ascendent, descendent, Luna, Marte, Venus, nodul nou, nodul sus, Lilith. 19-31 iulie 2022. Exact, o comunicare plină de dragoste sau o comunicare foarte abundentă. Cineva vrea să comunice, cineva în trecut nu a comunicat atât de mult. Aici cineva, Gemeni, este vorba despre voi. Treceți prin un divorț, este un divorț. Oricineva recunoaște aici că vrea să divorțeze. Vrea să divorțeze pentru că vrea să fie cu a treia energie, care este o persoană pe care o regretă. Că sunteți voi, că este persoana voastră, cineva aici vrea să spună adevărul, ok? Și vrea să-și asume că această căsnicie este o căsnicie deja fără niciun rost. Cineva stă în casă și suferă. În casă cu persoana actuală și suferă. Și spune, oricum aș face, orice aș face, eu tot la persoana pe care o iubesc mă gândesc. Inima tot acolo îmi este, exact. La persoana pe care am lăsat-o în urmă. Este ca și cum
Asul de cupe și 8 de cupe. Mi-am lăsat cupa în spate, 9 cupe. Mi-am lăsat cupa în spate, mi-am lăsat inima. Este ca și cum mi-am lăsat jumătatea și am plecat. Cineva aici nu împărtășește sentimente. Dacă sunteți voi doamnele din gemeni, ok? Conștientizați că persoana voastră sau poate chiar voi vreți să fiți cu altcineva. Cineva aici conștientizează că relația asta, în relația asta nu este împărtășită dragostea. Iată, marea preoteasă judecată și 3 de cupe. Există o a treia energie și o numim o a treia energie pentru că persoana voastră se gândește permanent la altcineva cu dragoste sau voi faceți asta. Clar, turnul aduce foarte multă pace. De ce? Pentru că este just ceea ce o să întâmple. Pentru că cineva se chinuie într-o relație care nu aduce decât lacrimi și regrete. Exact, cineva vrea să facă din persoana de lângă o persoană fidelă, numai că dacă în relația asta nu este dragoste, cineva se forțează să stea aici, ok, și poate fi cineva din rac pe scorpion, sau voi dacă aveți rac pe scorpion, am văzut și ei zodie de apă. Cineva consideră că își vrea sufletul pereche sau geam în înapoi, regele și regina de cupe și regina asta de săbii, care puteți să fiți voi sau gemeni în balanță vărsător, ok, este o persoană în plus. Pentru cine nu rezonează, clar nu e povestea voastră. Cineva vrea o persoană din leu înapoi. Regina de cupe cu forța și steaua este visul acestei zodii de apă care poate avea și gemeni, de ce nu? Un bărbat aici s-a maturizat. Exact. În urma acestei experiențe s-a maturizat. Poate cineva aici vrea, poate chiar voi sau cineva aici vrea să lase un săgetător. A părăsit persoana iubită pentru un săgetător și acum vrea persoana iubită înapoi. Și a dat seama că femeia asta e săgetător sau voi v-ați dat seama sau bărbatul ăsta că este o persoană care pur și simplu nu există sentimente între voi. Wow, dar ce aici? Aici ori se întâmplă ceva, ok. Arată un dezastru. Dar pentru mulți dintre voi poate să însemne o transformare foarte puternică. O transformare cumva dată de univers pentru realizarea și trezirea voastră. Clar, cineva aici pești. Sau voi aveți și pești. Persoana asta tot tinde să plece spre trecut. Care își dorește o familie. Ok? Aici a fost un ascunziș. Ascunzișul este faptul că persoana asta a ales confort într-o relație cu bani. Sau poate că căsnicia voastră s-a rezumat la lucruri practice. Secretul a fost că persoana asta, bărbatul ăsta sau chiar voi, ok, v-ați înspăimântat de un nou început referitor la dragostea voastră, persoana pe care o iubiți cu adevărat, și ați preferat să spuneți nu și să alegeți o căsnicie sau o colaborare financiară cu cineva care v-a creat o mare greutate. Este ca și cum ai face pact cu diavolul. Deci mi-a ieșit direct această vorbă. A fost ca un mesaj. Cineva aici și-a sacrificat dragostea și a spus îmi las persoana iubită cu lacrimi în ochi pentru că prefer să aleg această oportunitate unde mi este confortabil cu banii sau este ceva practic. Dar cineva nu s-a gândit că în momentul în care va face asta e ceva karmic. De fapt, a făcut-o părându-i rău, dar nu s-a gândit că asta o să-i distrugă viața. Și că orice ar face, inima tot la persoana iubită este. Bun. Și normal că aici inevitabil se produce despărțirea. Dacă o putem numi așa, pentru că văd că nu a existat armonie în relația asta, mai multă tăcere. Și după o tăcere puternică, profundă.
Aici bărbatul iese la suprafață cu o conversație șoc și o confesiune șoc după o perioadă de tăcere. Este și aici. O plecare cu o declarație. Tif. Aici o persoană a fost interesată de bani. Foarte mult de bani. Tif money. Ok? Tif și money. Doamne, dacă sunteți văduve și ați avut de a face cu o persoană mai tânără, persoana asta pur și simplu a profitat de vulnerabilitatea voastră. Poate cineva aici a rămas o persoană văduvă, cuiva i-a rămas moștenire ceva și un bărbat aici a profitat sau a profitat că lipsește o figură masculină din peisaj. Dacă sunteți doamne, ori v-a prins pe picior de suferință sau vulnerabilitate și a profitat de voi să scoată bani de pe urma voastră sau să se victimizeze în fața voastră care fel și fel de datorii necesită sau poate o figură masculină a murit în viața voastră în momentul când ați cunoscut bărbatul ăsta care de fapt venise cu plan de un bărbat oportunist. Doar să obțină finanțe de la voi. Vreau cavaler de cupe. O femeie aici este foarte înspăimântată și știe ce se va întâmpla. Pentru că cineva aici a încercat să țină relația asta cu forța, deși știa că nu sunt sentimente de dragoste. Știa că totul se rezumă la bani, ok? Și știe că există cealaltă femeie în gândul și inima acestui bărbat. Și știe ce urmează exact. Și asta provoacă. Știe că a făcut cealaltă femeie să sufere prin faptul că clar, 3 de cupe. Aici o femeie simte, ok, că bărbatul ăsta urmează să fie cu femeia asta ca să-i destin. Sorrow și tif, ok? Cineva are o amărăciune pe suflet că a permis acestui bărbat să facă asta. În conversație urmează să aibă loc. Bărbatul ăsta vrea un nou început cu altcineva. Cineva a fost cu totul altceva decât ce a arătat la suprafață, decât ce a pretins, ok? Nouă de sabit. Prinsă în închisoare. Cineva se simte ca la închisoare sau s-a simțit ca la închisoare. În căsnicia asta, wedding, exact. Soldier, ok? De ce? Pentru că a ales căsnicia asta și n-a mai putut avea acces la persoana pe care o iubește. Poate chiar voi treceți prin asta, ok? Poate chiar voi și aveți și pești. Ideea este că aici un bărbat s-a simțit ca la închisoare pentru că n-a mai putut să aibă acces la persoana pe care o iubește. Cineva i-a interzis dacă mai vrei să ai bani. Nu știu cine trebuie să audă mesajul, dar clar e pentru cineva specific. Dacă vrei să ai bani, nu trebuie să mai vezi persoana asta niciodată. De asta spune că e ca și cum cineva a făcut pact cu diavolul. Și acum spune, du-te cu tot, cu bani, cu tot, cu absolut tot, eu oricum plec. Justiția și turnul. Constanța. Poate aici cineva poartă numele de Constanța. Mi-a căzut lângă justiție și turn. Și este balanță sau scorpion. Este decesul unei persoane din balanță? Auziți de decesul cuiva din balanță sau poate s-a întâmplat și asta provoacă suferință? Justiția și turnul? Da, o femeie destul old woman, femeie foarte bolnavă. Și un bărbat aici la aflarea acestei vești sau poate s-a întâmplat și dacă s-a întâmplat, condoleanțe, îmi pare rău. Ajunge într-o disperare.
Este o suferință foarte mare. Dar de ce se întâmplă asta? Doctor? Waiting. Cineva aici a crezut prea mult în doctori. Da. O persoană a avut fixism în doctori. Și în loc să ia măsuri. Pentru că cineva aici știa, a avut încredere în cine nu trebuia, într-un doctor în care nu trebuia, care i-a dat un diagnostic fals. Și aici cineva a tot așteptat, ok? Cineva știa ce tratament să ia și n-a făcut-o. Este o femeie mai în vârstă. Și bărbatul aici va suferi foarte mult. Asta de să vin. Și cumva toată treaba asta se și produce pentru... Da. Da. Aici o poveste mai complicată pentru unii dintre voi. Nu prea vreau să intru în toate detaliile. Ideea este că este o moștenire de o casă, un cadou. Pentru alții dintre voi care aveți cumva servitori, casă sau o vreo menajeră, ok? Trebuie să aveți, sau o bonă, ok? Trebuie să aveți foarte mare grijă la copilul vostru. Sau în cazul în care persoana asta vă accesează bijuteriile sau are acces la casa voastră, se folosește de bijuteriile voastre. Pentru alții dintre voi, chiar poate voi sunteți bone sau menajere undeva și cineva o acuză că i-a lipsit o, îi lipsește o bijuterie sau că s-a întâmplat ceva și de fapt, soțul acestei persoane sau bărbatul sau amantul acestei femei îi fură din casă și de fapt ea vă acuză pe voi. Ok? Cineva a cauzat un dezastru aici, o femeie mai tânără, sau nu mai tânără, dar cineva a cauzat un dezastru aici mergând la un preot care o să treacă în neființă. Dacă ne raportăm la lucruri oculte, pentru că sunt mai multe povești aici, cineva a cauzat un dezastru, iar femeia asta, pentru că a făcut lucrul ăsta, Și pentru că a făcut lucrul ăsta, pentru că nu era menit. Oricum, bărbatul ăsta o să plece din viața ei. Dacă sunteți voi, doamnele, sper să nu. Și dacă sunteți eu, nu judec, doar citesc. Ideea este că un bărbat oricum o să plece din viața unei femei și pentru că vrea să fie cu altcineva. Atât am avut pentru cei din zodia Gemini. Eu vă mulțumesc și sper că v-am fost de ajutor. Vă pup și ne vedem la un nou video.